Nu, nu se pare o surpriză. Dumneavoastră spuneți că nu e o surpriză trecerea lui Mihaila la Atalanta. Probabil una dintre cele mai spectaculoase echipe din fotbal european. E adevărat. Atalanta e una dintre echipele care a participat în Champions League de vreo 2 ani. S-ar putea să participe și anul ăsta. E un transfer bun deocamdată, dar când ești în fotbalul italian și mai arăți câte ceva, atunci se găsesc oferte. Chiar a arătat Mihaila, deși a fost lovit de accident un pic, nu? A fost mult accidentat. Trebuie să ai și noroc, trebuie să găsești și echipa care într-adevăr are nevoie acolo, în stânga. Trebuie să găsești echipa care joacă cu 4-3-3, pe un contraatac și așa mai departe. Cum s-au desfășurat tratativele? Sau știu cum e toate după amiaza, noaptea până la 2 dimineața, cu Ribalta, directorul general, cu Giovanni Sartori, director sportiv de la Atalanta. Până la 2:30 dimineața i-am lăsat, am zis dacă vă înțelegeți, până la urmă mă chemați dimineața. La 11:30 m-au chemat și a zis că s-au pus de acord să merg să mă pun și eu de acord cu contractul jucătorului. E o echipă care se potrivește în concluzie? Da, îți dai seama, dacă ei au făcut opțiune de aproape 9 milioane de euro, poate mai mult, cu bonusuri și obligatorie, depinzând și de niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească și jucătorul și Atalanta, îți dai seama că îl urmăresc de vreo 4-5 luni de zile. L-a vrut antrenorul, l-a vrut directorul sportiv. În sfârșit, Parma, dacă ar vinde acest jucător, ar fi pe plus. S-a vorbit mai mult iarna asta de Denis Mann, situația lui care? E adevărat. Denis a refuzat în primă instanță Salernitana de frică că ar putea să cadă în divizia B iar a doua oară, dar cădea. Nu, și așa e cu Parma în divizia B, juca în divizia A cel puțin 13, 14, 15 meciuri. N-a dorit la Sampdoria. L-a devărut D'Aversa, antrenorul care l-a avut la Parma, dar, din păcate, D'Aversa a pierdut 3 meciuri la rând și a fost dat afară, exonerat de la Sampdoria. Da. Dar nimic nu e pierdut, mâine e ultima zi de mercat, o să pot întâmpla multe mâine. Eu mi-aduc aminte că așa l-am făcut pe Mutu în ultima zi, așa l-am făcut pe Contra în ultima zi, așa am făcut pe Adrian Ilie în ultima zi, așa am făcut Niculescu, Mihalcea la Genova în ultima zi de mercat, o să pot întâmpla multe. Multe care nu s-au făcut până acum și nu s-au înțeles lumea până acum, se pot întâmpla multe mâine. Ce nume ați rostit și spunea domnul Bielonic că nu mai avem jucători talentați în România? Parcă în comparație cu cei pe care ați rostit dumneavoastră, pălesc așa. Da, fiecare poate să-și spună părerea. Bielonic are pe-a lui, altul are pe-a lui. Important e că din această generație, sau cel puțin din acești jucători care ne reprezintă în străinătate, sper să facem coloana echipei naționale și să batem la porțile calificării. Mă apărea surpriză și cu cei de la Galatasaray? Galata e într-o situație dificilă acum. În primul rând, ei trebuie să-și consolideze locul acolo, măcar la mijlocul clasamentului, să n-aibă frica și să ajungă să joace cu emoțiile unei eventuale retrogradări. Sunt jucători care au 5 ani de contract acolo, sunt jucători de bază în continuare, să sperăm că Galatasaray își va reveni. Plecați înainte de derby. E un derby care aș fi vrut să-l văd, dar e mai important asta decât derby. Derby-urile care au fost odată nu mai sunt azi, în sensul că Steaua e favorită, sper ca să nu primească multe Dinamo. Dinamo? Da. Așa de dezechilibrat. Și primit în tur, nu? Așa dezechilibrat. E dezechilibrat. Vă dați seama, e o echipă care e încropită acum în lună, două, mulți jucători care nici nu știu cum îi cheamă pe colegi. Singurul lucru pozitiv e că acei oameni care au venit să salveze Dinamo cu insolvența se zbat din răsputeri să o salveze și cred că probabil prin munca lor le vor da un exemplu și jucătorilor să se trezească și să lupte pentru a rămâne în divizia. Credeți că se face un stadion nou, că e ultimul derby pe stadionul ăsta vechi, bătrân? Vorbe multe, fapte puține. Au fost fapte mai puține și s-au făcut alte 3 stadioane. La Dinamo sunt vorbe multe de pe timpul domnului Ianul, să Dumnezeu să-l ierte. Și niciodată nu s-a realizat. Eu sper
Sper să fie într-adevăr o veste bună că s-ar putea începe construirea stadionului. Vă întreb pentru că mulți își legau speranțele de alți oameni potenți că vin la echipă. Cristi Borcea spunea că s-ar putea apropia votul de unul Badea. Luați-vă gândul de la întoarcerea acelor mohicani, printre care mă număr și eu, suntem mohicani care batem în retragere. În final v-a surprins alegerea lui Edi Iordănescu, nu v-ați pronunțat pe tema asta? Nu, Edi Iordănescu a fost unul dintre candidați foarte serioși. Până la urmă, prin ceea ce a dovedit, unde a fost, prin seriozitatea lui, prin faptul că e un antrenor care vorbește poate cel mai bine ca și Rădoi, telespectatorilor sau reporterilor sau emisiunilor unde sunt invitați. Văd fotbalul bine prin niște tactici moderne. Sper să aibă și noroc și inspirația necesară, pentru că acolo e nevoie de multă inspirație când faci selecție. Ați văzut mult în fotbalul ăsta. Credeți că a fost o mișcare de imagine asta cu Gică Hagi, cu Răzvan Lucescu, cu Dan Petrescu? N-avem dovezi, nu știu nimic, nimeni nu știe. Important e că avem un antrenor și nu ne apucă meciul cu 5 zile, 7 zile înainte fără antrenor. Avem un antrenor și are timp să-și aranjeze echipa, să-și facă socotelele, să vadă jucătorii, să voiajeze și îi doresc tot binele din lume.